medic de la Spitalul Județean din Sibiu atrage atenția că și după ce pandemia de coronavirus se va încheia, nu ne vom întoarce la viața normală de dinainte și vom avea parte de un nou normal. Ce înseamnă acest lucru a explicat Călin Cipăian pentru Digi24. Noul normal pentru populația generală va însemna că în continuare trebuie să păstrăm o anumită distanță. Da. Și să evităm marile aglomerații, da? Să încercăm să ne facem niște rutine, dacă vreți, da? Să nu mergem. Știu că unii dintre bătrâni preferă să socializeze. Facem un singur contact și, dacă se poate, ne luăm pe 2-3 zile. Da? Ne creăm rutine în aceeași colectivitate, la același punct de contact. Merge același membru al familiei. Vor face rutine inclusiv în ceea ce privește schimburile în care se lucrează și echipele de lucru, da? De ce? Pentru că atunci știi foarte exact și poți face o anchetă epidemiologică rapidă, testele antigen îți dau răspunsul în 15-30 de minute maximum, ai localizat focarul, i-ai izolat și ai rezolvat problema. După ce vom face vaccinarea și vaccinul și să spunem că o să scadă numărul de cazuri, ne putem aștepta în... Să se reaprindă focare, mai ales în comunități care poate nu cred. Există și acum, am remarcat, oameni care, da, mergem la pelerinaje. Sunt absolut de acord, dar distanțare socială la un pelerinaj foarte greu de realizat. Oameni care prin natura meseriei lor lucrează în spații închise. Va trebui să ne învățăm să reducem personalul din spațiile închise, să folosim munca la distanță. Să înțelegem că este un joc al cifrelor. Da? Deci până nu atingem o rată de vaccinare înaltă, da, de 70%, în așa fel încât în jurul persoanei infectate să fie un zid din persoane imunizate, care să împiedice virusul să ajungă la alte persoane neimunizate, lucrurile nu se vor relaxa. Al doilea lucru, dacă te-ai vaccinat cu prima doză, ești încă susceptibil la infecție, da? Pentru că urmează să fii vaccinat cu a doua doză și doar după a doua doză vei avea imunitate împotriva infecției. Asta nu înseamnă că te relaxezi, da? Deci cel puțin 6 săptămâni. După care urmează lucruri legate de psihologia maselor. Chiar dacă noi, personalul medical, vom fi vaccinați în primul val, în orice relație interpersonală, cu oricine, inclusiv cu membrii familiei apropiate, voi continua să port masca. Al treilea lucru este, pe niciunul dintre noi nu o să fie o bulinuță strălucitoare să zică persoană vaccinată cu verde, persoană nevaccinată cu roșu, persoană în curs de vaccinare cu galben. Nu! Și atunci trebuie să ne păstrăm acest lucru până când vom vedea o scădere abruptă a curbei epidemice, diminuarea ratei de transmitere.